Atenție! Urmează imagini care pot afecta emoțional telespectatorii. Tragedie în localitatea Bicaz Chei. Un șofer de 68 de ani a murit, iar trei persoane, între care o fetiță de 12 ani, au ajuns în stare gravă la spital după ce mașina în care se aflau a fost izbită în plin de un alt autoturism. Tragedia a fost înregistrată de o cameră de supraveghere amplasată pe un imobil din apropiere. Potrivit înregistrării, accidentul s-a produs la orele 14 și 14 minute. Un autoturism în care se afla o familie întreagă se deplasa regulamentar dinspre Bicaz către Lacul Roșu. La volan se afla un bărbat de 68 de ani. La un moment dat, așa cum se vede din imagini, mașina a fost izbită în plin de un autoturism care venea în viteză pe contrasens și al cărui șofer intrase într-o depășire. În urma impactului extrem de violent, șoferul care mergea regulamentar a rămas încarcerat și a decedat. Am intervenit pentru descarcerarea victimei și predarea la SML-ul. Cât a durat acțiunea noastră și de ce a fost una mai dificilă? Păi a fost dificil pentru că trebuia să măsurătorile criminaliste să-și facă datoria și după ce au rezolvat cu măsurătorile, în jur de 5 minute pentru scoaterea victimii din autoturism. Era decedat, da. Localnicii nu-și explică moartea șoferului care era din zonă. Pe cetățeanul ăsta, eu nu cred că o mers cu viteză, dar dacă n-am fost aici, știi, nu-ți dai seama. S-au mai întâmplat aici accidente, din câte știu. Chiar acum, drept de mult, nu s-au mai întâmplat acum așa. N-aș putea să spui. Era mașină. Decedat în mașină. Da. Dar cunoașteți? Da. Ce credeți? Mergea cu viteză? Nu, doamnă, că nu era om viteză umană ăsta. Era capul. Era un om necăjut, era vaidic. Celălalt, nu-l cunosc, nu-i din comună la noi. Cum înțeles că începea să depășească? Habar n-am venit noi, deja era plecat, ambulanțele tot, am ajuns târziu. Deci a murit nevinovat, teoretic. Da. Probabil, eu nu știu. Nu știu dacă era bolnav, s-a făcut rău? Nu cred că era bolnav. N-am auzit niciodată să fi fost bolnav. Adică circula, mergea, conducea. Da, tot timpul l-am văzut. Celelalte victime ale accidentului au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț. Polițiștii rutieri cercetează împrejurările în care s-a produs accidentul. Din primele cercetări efectuate, se pare că în timp ce un tânăr de 20 de ani din localitatea Bicaz Ardelean conducea un autoturism pe drumul național 12C, având direcția de mers la Coroșul Bicaz, ar fi efectuat o depășire a unei coloane de mașini, în momentul în care a intrat în coliziune frontală cu autoturismul care circula din celălalt sens de mers, autoturism condus de un bărbat de circa 68 de ani din localitatea Bicaz Chei. În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto de 68 de ani din Bicaz Chei, cât și rănirea altor trei persoane, pasagerii în autoturismul condus de acesta. Șoferul imprudent, un tânăr de 20 de ani, era singur în mașina lui. El a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Și el a ajuns însă la spital. Medicii spun că este rănit ușor. Traficul în zonă a fost îngreunat aproape 2 ore.